Părerile nemțenilor cu privire la varianta reluării stagiului militar obligatoriu sau voluntar sunt pro și contra. Cei mai mulți dintre locuitorii municipiului Piatra Neamț consideră că tinerii nu sunt pregătiți pentru armată și că stagiul militar ar trebui reluat doar voluntar. Nu trebuie obligatoriu, iar lipsa aceasta de pregătire se datoresc altor factori. Voluntar sau cum este acum, angajați, salariați, militari formați de elită, pentru că nu-i necesar. Trăim într-o perioadă care de liniște, zic eu, care nu cred că mai e nevoie de o armată numeroasă. Ți se pare ok dacă ar trebui ca stagiul militar să fie iarăși obligatoriu? Nu mi s-ar părea ok. Pentru că noi nu suntem pregătiți nici fizic, nici psihic pentru a veni din nou la armată. De ce nu sunteți pregătiți? Obișnuit altfel. Ar fi ok să se bage din nou armata, deoarece, nu știu, s-ar începe din nou să fie respectul mai mare. Adică consider că ar fi bine să fie obligatoriu, nu? Da, eu zic că ar fi ok. Tu ești pregătit? Prietenul tău nu e pregătit. Eu da. Da, sunt pregătit. Deputatul Constantin Moisi, general în rezervă și membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, a declarat luni 1 iunie, într-o conferință de presă, că în comisia pe care o reprezintă se dezbate posibilul proiect de lege privind reluarea stagiului militar obligatoriu sau voluntar. Subiectul a generat diverse controverse. O problemă la care ne gândim și suntem un grup împreună cu generalul Dobițoiu, fostul ministru al Apărării Naționale, cu generalul Iemacu, colegul și șeful, liderul de zonă de la Iași, precum și alți membri ai Comisiei de Apărare, dar și în urma unei discuții avute cu, unor discuții avute cu cetățenii, precum și a acelui sondaj făcut în rândul populației privind stagiul militar, ne gândim și tot o puțin pe toate părțile, inspirându-ne și din situația din celelalte state europene, eu am îmbrățișat modelul englezesc la așa zisa pregătire militară voluntară. Deputatul Constantin Moisi consideră că acest program de pregătire militară pe bază de voluntariat este binevenit în cazul în care reintroducerea stagiului militar nu este dorită. Voluntarii ar putea avea parte de scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale pe o perioadă de 5 luni în baza unor protocoale încheiate între MAI și Consiliul Local.